mulțumim colegilor de la serviciu comercial, să-i felicităm pentru că din nou și-au făcut treaba cât se poate de bine. Vă reamintesc, prieteni, în această primă seară de vineri de decembrie, îl avem ca invitat pe domnul Claudiu David Soiu, fermier producător de lapte, unul dintre cei mai respectați și cei mai pricepuți din domeniu. În prima parte, domnia sa a făcut un rezumat al afacerilor din sectorul primar, deci din zona de producție a laptelui materie primă din România. Primele 6 luni, domnia sa a identificat ca mari probleme și le știm de altfel, dar le-a nominalizat. Una ar fi asigurarea furajelor pentru animale și doi, locul de muncă, și al treilea, lipsa sprijinului și lipsa facilităților pentru acest sector, mai mereu oropsit și mai mereu lăsat așa la coada preocupărilor administrațiilor, câte ori fi fost în România. Cam așa e, domnule David Soiu, lăsat la urmă de mulți și mulți ani de zile, sau nu? Da, e lăsat de mulți ani de zile sectorul. Dumneavoastră vedeți că dacă facem o analiză la nivel global pe țară, vedem că efectivele, în fiecare an, scad efectivele. Unii spun că, într-adevăr, scad, însă se concentrează producția în ferme mari, acolo unde tehnologia este performantă și producția, de fapt, crește. Da, s-a concentrat, așa e. Până acum, și de acum încolo o să fie așa, se concentrează efectivele de animale în ferme mari, că cei cu ferme mici exclus să mai lucreze. S-au săturat de muncă aia cu ferme mici. Ei nu pot să angajeze cât de cât forță de muncă și trebuie să lucreze ei, cu familia. Au mai lucrat cei în vârstă, dar cei tineri au plecat, nu s-au mai uitat la vacile părinților și ce mai aveau ei în fermă acolo. Și așa au dispărut fermele mici. Eu am o explicație de ce la noi cei tineri fug de ferma de familie, ferma aia de care se ocupe el, soția și eventual, nu știu, un copil e prea mult, dar un părinte care vrea să mai ajute, și în țări din Occident, în Elveția, în Franța, în Italia, în Germania, fermele de familie încă funcționează bine, mersi? Nu e așa, nu sunteți informați bine. Și ei s-au săturat, de muncă și au început acum să crească ori vaci de carne, s-au reprofilat. Nu mai vor să mai aibă vaci cu lapte. Sau au început să crească juninci, le cumpără de la fermele mari și le îngrașe și le fac pentru reproducție și le vând. Fermele mici au început să dispară și în toate, și în Olanda, și în Danemarca, și în Elveția, au început să dispară. Ferme mari nu prea sunt la ei. Dar o să vedeți, peste 5-6 ani o să înceapă la noi să dispară și fermele mari. Așa ne ia pe rând, că dacă nu avem sprijin, pentru forța de muncă, pentru salariați, că până la urmă te descurci cu agricultura, faci producție, dacă n-ai forță de muncă, cât om vrea noi să ne mecanizăm, cât om vrea noi să investim în tehnologie, tot omul la ferma de vaci e baza. Și dacă nu poți să-i asiguri un salariu decent și dacă nu poți să-l... Cointeresezi la locul de muncă acolo pe cei din satele respective, nu facem nimic. Ușor, ușor o să dispară fermele. Ne săturăm și noi care suntem fermieri. Că v-am spus, nici copiii noștri, nu numai la mine, și la alții, parcă nu-i trage inima să vină să lucreze într-o fermă de vaci, să vină să o țină pe linia de plutire, pentru că vede la noi, la părinții lui, cât de chinuit a fost toată viața și a muncit și mare lucru. Să știți că aveți dreptate, pentru că am prietenă, o familie, el și ea, care crezi niște văcuțe de ani de zile, așa, de 30 de ani îi promite soției o vacanță de 5 zile, de o săptămână, și nici până acum sunt ei căsătoriți, n-a reușit ca să-i asigure vacanța aia de o săptămână. Da, se întâmplă și la noi, se întâmplă tot așa, să nu credeți că sunt eu singur care lucrez în agricultură. Familia mea au alte... Și întotdeauna avem discuții. Tu n-ai timp niciodată liber, tu ești legat mereu de fermă, ești legat de... Dar așa se întâmplă. Și m-am spus, ușor, ușor, peste 5 ani, o să vedeți că efectivul nostru, care e acum de vreo milion, dacă o mai fi vreo milion de capete de vaci cu lapte,
o să reducă la jumătate aproape, pentru că nu mai are cine să... Un milion cu contracte. Cu contracte. Nu discutăm despre subsistență. Aia nici nu mai există. Știți ce? Când m-am dus la afumați, erau 400 de vaci în toată comuna. Păi nu, și acum nu mai sunt decât două. La mine la țară, în satul în care m-am născut, acum vreo 3 ani de zile făcusem o... Am întrebat pe cineva și îmi spunea că în satul ăla erau în 90... Au făcut o numărătoare, chiar în vara 90, 237 de văcuțe, acum 3 ani mai erau 4. Atât? Da. 4. Acum nu mai e niciuna. Da, probabil. Așa se întâmplă și cu efectivele de animale, așa se întâmplă și cu porci, așa și cu... Nu mai cresc la țară nici păsări nu mai cresc. Mai ușor să cumperi, în fine. Bun, dar mă uit și eu prin... peste materialele care vin de afară. Reviste de specialitate, reviste ultra-specializate care promit fel de fel de tehnologii care să ajute munca în fermă. Reprezintă, crezi că tehnologizarea, ultra-tehnologizarea, computerizarea muncii în fermă, atât cât se poate, ar putea să dinamizeze sectorul? Sectorul de vaci, nu, să știți că și noi am făcut investiții, am făcut graj nou, în fine, am făcut totuși investiții în zootehnie, dar munca omului nu poți să o înlocuiești, nu poți, cât ai vrea să înlocuiești, cât ai vrea să mecanizezi, cât ai vrea să, așa, știți cum e, vaca e un animal mare. În permanență trebuie să fii cu ochii pe ea, pe și foarte sensibil. Și foarte sensibil. Da. Fiecare... Zic, am discuții și acasă, dar ce faci toată ziua? Uite, mă uit la animal. Trebuie să le supraveghezi. Nici nu știi, vaca nu vorbește. O vezi că s-a îmbolnăvit, o vezi și o găsești moartă dimineața. Oare ce s-a întâmplat? Ce să fie? Ce să... Întotdeauna trebuie să fii cu ochii pe ea. Să-i faci un tratament, să-i faci... Nu, e treabă grea. Credeți că principala... Care credeți că e principala urgență în producția de lapte? Deci, în producția de lapte, eu aș spune urgență, una, vă las pe dumneavoastră, prima urgență, cei care au vaci cu lapte, prima urgență ar fi irigatul. Exact, asta spuneam și eu. N-avem ce face, stăm cu ochii pe cer și ne rugăm, Doamne, să plouă, că ce mă fac eu cu animalele astea? Ce mă fac eu cu animalele astea dacă n-am ploaie? Noi în zona noastră nu prea avem irigat, sperăm și noi, am cumpărat niște utilaje de irigat, n-avem apă și așa mai departe. Cred că totuși ministerul, zic, ar fi un program strategic cu laptele ăsta. Bă, fără lapte în țară nu faci nimic, nici cu copii. Să aducem de afară, dacă vrea să aducem de afară, aducem de afară. Dar, ar în primul fi mare rând, păcat. În irigație ar trebui să investească și în mediu. Stație de biogaz cu fonduri europene și așa mai departe, fiecare fermă să-și producă și energia singură. Păi s-a spus că va fi condiționalitate foarte importantă pe nou PAC, investiția în mediu. Păi da, dar noi fără ajutor, eu zic și eu că sunt o fermă destul de mare, nu vreo 400 de vaci la mulți. Fără ajutor eu nu pot să o fac. Fără, eu știu, fără fonduri europene, să plătești și eu ceva, dar să primești și fonduri europene, altfel nu reușim. Păi, pe structura noului PAC, din câte știu, sunt alocate fonduri pentru investiții în mediu. Eu știu dacă sunt pentru biogaz, pentru stații de biogaz, până la urmă, că asta e important. Să ai stație de biogaz, stație de... Păi eu vă dau eu o veste. Chiar ieri a publicat revista noastră pe site-ul revistei Meat Milk. Comisia Europeană a aprobat pentru România 350 de milioane de euro pentru investiții în tratarea apelor uzate și stații pentru proiecte de mediu. Iată cum deja sunt aprobați niște bani și o sumă serioasă, 350 de mii de milioane de euro. Să dea Dumnezeu să reușim să facem o stație de biogaz. Acolo procesăm, producem și energie pentru fermă, facem și gunoiul care să-l dăm pe câmp. Corect. Și cu irigațiile, în zona noastră va fi foarte, foarte dificil. Până nu se duce canalul. Da, Siret Bărgan. Da. Să știți că
părerea mea, că am o vechime destul de mare în agricultura asta. Ar trebui să fie țara asta noastră ca o floare. Toată verde, toată verde, atâta apă, să pierde atâta. Dumneavoastră a lucrat în domeniu și înainte de și înainte. 89 da. Și chiar la vârf. 50 de ani de vechime am în agricultură. Unii atâta. Dintre dumneavoastră s-ar putea să știe lucrul ăsta, unii nu. Pentru cei care nu știu, vreau să vă spun că domnul Claudiu Daviceu, înainte de 89, a fost unul dintre cei care au participat la implementarea în zootehnia românească a rasei de văcuțe Holstein cu de productivitate de lapte mare. Era o întreagă aventură. Cândva o să rugăm să ne povestească cum a fost cu raportările la partid, dacă a murit vreo făcuță sau nu. Am impresia că era caz de pușcărie, nu? La vremea aia. Da. Sau pe aproape. Pe aproape. Era și atunci, dar și acum e tot la fel. Să știți că fiecare poate în fermă am unul fără buletin, că n-avea buletin, i-am făcut până la urmă. Dar vacă fără buletin n-avea. Da, și corect. De fiecare vacă trebuie să răspunzi ca și de salariatul care l-ai în fermă. Iar dacă te, Doamne ferește, îți moare o vacă, te costă mai mult decât ai dat pe vaca vie. Că trebuie să o incinerezi, să o duci la o stație de asta de incinerare, să-i faci analiză la creier, să-i faci aia, până să o duci la incinerare. Și te costă mai mult decât costă vaca să arzi o vacă. Asta nu știa nimeni, nu știe nimeni, nu-și pune problema asta. Am ajuns, noi ăștia cu vaci multe așa, ducem la analize de 2-3 ori pe lună. Avem o mașină care numai după analize umblă. Se ducă analize la lapte, analize la furaje, încă o dată analize la apă, încă o dată analize la... Cu cât s-au scumpit analizele? S-au scumpit, nici nu pot să vă spun. Când am văzut ultima factură acum cu o analiză, plăteam 3-4 milioane, acum ultima a fost de vreo 15 milioane. 1500 de lei, adică. Ce s-au scumpit? Nu, n-am făcut un procent cu cât s-au scumpit, dar cred că s-au scumpit nu 100%, mai mult decât 100%. La un moment dat trebuia să ducem să facem antibioticul tocmai la Bacău. De la fumat să trimit o mașină la Bacău o dată pe lună să-mi fac o analiză. Sunt așa niște chestii de astea care te deranjează. Și s-a mai remediat din situație. Nu s-a remediat nimic. Plătim și plătim la analize și dăm la bani. Și nu, dăm eu zic de laboratoare. Nu sunt laboratoare, nu sunt. Nu vă faceți griji că nu sunt. La noi, odată trebuia să ducem la Călăraș, odată la Bacău, odată la Obor și așa mai departe. Sunt probleme destul de mari și cu analizele astea. Facem noi analize la lapte. Face și procesatorul analize la lapte. Bă, aceiași facem și unii și alții. Facem analize la furaj, dar eu... Îmi fac eu pentru mine analiză. Nu, se duci și dincolo la laboratorul ăla. Se duci și pentru DSV-ul. Eu am interesul meu, care-s vacile mele. Vii tu și îmi spui să am eu grijă de să fac analize. Fac eu, că știu eu că trebuie să fac. Că nu-s vacile DSV-ului, nu-s nici vacile ministerului, nu-s nici vacile nimănui. Sunt vacile mele. Făcuța să fie sănătoasă și laptele să fie bun. Dacă moare vaca, eu pierd bani. Da, ei da, nu da, pierd da, niciun da, ban. Da. Și tot mă poartă pe drumuri, să duc analize, să fac aia, să fac aia. Și așa mai departe. Și cu apă și cu de toate. Și cu noxe, și cu probleme mari avem. Și de asta, la un moment dat, te saturi și zici, las-o naibii de fermă. Terminăm cu ea. Da. Nu prea cred eu că dumneavoastră să lăsați ferma. Noi, că... Ne-am obișnuit noi, este da. mai vechi, așa, ne-am obișnuit noi cu munca de... Îmi pare că dumneavoastră, cei mai vechi, sunteți mai tineri decât ăștia tineri de acum. Păi, ăștia tineri de acum nu-i mai trage inima să aibă atâtea probleme. Însă, vă întreb pentru telespectatori, dacă v-ați aduna mai mulți fermieri ca să încercați să puneți la punct un sistem privat de irigații, credeți că s-a reușit? Investiția, într-adevăr, ar fi uriașă, da? Problema e apa. Apa. Se duce atâta apă în Dunăre, se duce atâta apă în Marea Neagră, se duce apă dulce, care am putea să o folosim pe ogoarele țării astea noastre, care să o facem frumoasă ca o verde toată. Nu. N-avem investiții, n-avem cum să facem noi, știi? Fermierii, să ne adunăm. Care-i sursa de apă? Nici nu te lasă. Sunt lacurile astea care mai sunt pe lângă noi. Sunt toate private, sunt toate... Da. Persoane, nu poți să te apropii să tragi apă din... Sunt iazuri de pește. Iazuri de pește. Da. N-ai voie să tragi apă de acolo. Nu te lasă nimeni să irigi de acolo.
Și zic, ar trebui cred că cea mai mare problemă care există în țara asta e irigatul. Avem aniful. Mai e o... Nu mai știu cum le mai zice. Ile... Care păi îmbunătățirile funciare. Îmbunătățirile funciare, care se ocupă de canale, care se ocupă de... Nici nu știi ce fac direcțiile astea. Cu ce se ocupă. Eu zic eu. Poate ei au anunțat la sfârșitul verii că au irigat 1 milion de hectare. Da, poate că au irigat, dar eu mă refer la zona noastră, unde văd canalele goale și pline de arboret. Nici măcar curățate. Pline de arboret. Ce să mai... Cum se prezintă culturile în toamna asta? Să știți că culturile sunt bune chiar în zona noastră. Am mai fost pe la Constanța, săracii și mai ropsiți ca noi. Culturile sunt frumușele, de ce să zic? Nu ca anul trecut erau și mai frumoase, dar ați văzut că precipitații tot n-avem încă. Deficit de precipitații, mare. Da, am băgat mare, deficit destul de mare de precipitații. Și tot așteptăm să plouă, așteptăm să ningă, așteptăm să dea Dumnezeu să mai plouă, să mai ningă, ca să, dar, domnul, să, că... face, să facem o rezervă din toamnă-iarnă. Dar de câțiva ani a început să nu mai ningă iarna, a început să nu mai plouă iarna. Și de asta zic că cel mai important e să aducem apa pe toate canalele țării, să aducem apa care vine și până cădere din nord, din curoț, spre sud. Aducțiuni dinspre zona muntoasă și deluroasă. Investiții în țara asta. Asta înseamnă 10 miliarde de euro, domnule. Așa zic eu. Investiții în țara asta, așa ar trebui să facă. În infrastructură, autostrăzi și irigații. Te miști bine în țară, ai apă, ai mâncare. Ai apă, ai mâncare, ai de toate. Domnul Tavițo, eu vreau să vă pun o întrebare. Opinia dumneavoastră de fermier. Două mari grupuri de lactate, și le numesc pentru că informația este publică, Lactalis și Danone, au anunțat că în fabricile lor din Europa, din Uniunea Europeană, Lactalis o să concedieze 1000 de persoane, Danone până la 2000 de persoane. Ce vă spune dumneavoastră lucrul ăsta? Îmi spune că și-au micșorat producția, o să ia marfă mai puțină până la urmă și ei probabil vor contribui și ei la eliminarea anumitor ferme. Și o să concentreze pe fermele mari, din fermele mici nu le convine să ducă să umble să ia lapte și încet, încet, dacă ei își micșorează producția, micșorăm și noi efectivele de animale. Eu, la mine, zic și eu că sunt aproape de București, aici, aproape că se duce laptele pe conductă până la ei, aproape. Și am un avantaj. Al doilea grup de firme nominalizat de mine a spus că în grosul concedierilor va fi pe personalul TESA, ca să facă economii, însă să nu afecteze producția. Ar fi bine să fie așa, poate s-au trezit și ei că văd că țara asta e plină de TESA. Ai o companie privată, face ce vrea cu companiei. Da, ai companie privată. Dar eu mă refer la unitățile noastre de ministeriale și așa. Sunt pline de TESA. S-a umplut țara de bugetari. Că nu-i treaba mea, dar nu mai pot fără să o spun. S-a umplut țara de bugetari. Peste tot, vezi, s-a umplut țara ministerile pline. S-a umplut țara de poliție comunitară. Plin de poliție comunitară. Și când te duci, tot nimic fac. Păi leafă bună, pensie și mai bună. S-a umplut țara de firme de pază. Să vedeți dumneavoastră câte firme de pază sunt și toate firmele astea de pază, practic unde fac pază? Că la mine nu fac pază, că permis să iau o firmă de pază. Fac pază tot la unitățile bugetare. Și uite așa, bani cu poliția... Păi se plimbă banii din da, bani la poliția comunitară, bani la unitățile de pază, care v-am spus, fac pază tot la unitățile bugetare, că altcineva nu le dă bani. Domnul David. Și eu mă gândesc, bă, dar de unde au ția banii? Păi de unde au? Din banii noștri, că ei nu fabrică bani singuri. Domnul David. Și am dreptate ce spun. Corect. Domnul David Soiu,
Cum vedeți dumneavoastră anul viitor pentru anul 2021 pentru sectorul zootehnii de producție a laptelui din România? V-am spus, în următorii 5 ani, efectivul va scădea, noi vom crește producția pe cap de animale, adică producția se va menține, dar efectivele vor scădea, dar cea mai mare problema noastră va fi furajele pentru animale, că dacă nu, sunt puțini care au sector zootehnic și au și irigat, sunt puțini. Va fi foarte greu să asigurăm furajele pentru animale, v-am spus. O vacă mănâncă aproape 40 de kilograme pe zi. Da, da. Dacă ai 1000 de vaci, sunt 40 de tone. Da. Nu-i de acolo. Nu poți să cari 40 de tone. De unde să o aduci? N-ai de unde să cari dacă nu ți le faci singur. Care ar fi mesajul dumneavoastră pentru colegii fermieri producători de lapte din România? Mesajul ar fi să fim uniți și să încercăm să convingem ministerul că sectorul de lapte, de vaci cu lapte, e un sector strategic. N-ai lapte, ușor, ușor, nu o să mai avem lapte nici afară. Că și acolo încep să dispară, că și acolo e totuși greu sectorul de lapte. Și o să rămânem numai cu lapte de soia. Că soia se face mai ușor decât laptele de... V-aș spune, Doamne ferește, că eu sunt... Da. Mie îmi place laptele și... Și eu la fel. Îmi plac lactatele. Vă mulțumim mult de tot, domnule David Țoiu. Felicitări pentru tot anul. Felicitări... Pentru munca depusă. Sectorul. Felicitări, oameni buni, tuturor pentru tot ce ați făcut în anul ăsta extraordinar de greu. Din partea redacției noastre, ultima ediție a revistei Meat & Milk. Mulțumesc. Ultima ediție, penultima, pot să spun, Infoferma, pentru că acum intră la tipar ediția din această lună, și ultima ediție a revistei noastre Infoaliment. Vă mulțumesc. Doamne ajută! Încă o dată felicitări, la mulți ani, sănătate și să ne vedem după sărbători. Să ne vedem, sărbători, cu bine să și sănătoși. Ploaie și zăpadă. Doamne ajută! Multă sănătate, vă mulțumim! Prieteni, rămâneți în fața micilor ecrane. Urmează minutul editorial. Acum vreo săptămână și jumătate, de presa generalistă se minuna că a scăzut prețul cănii de porc cu 25%. Vestea asta noi n-am mai reluat-o pe site-ul revisei Minir, pentru că estimările noastre s-au dovedit încă o dată a fi corecte încă din vară. Spuneam că prețurile la alimente în general în niciun caz nu o să crească și dacă o să crească, o să crească cu puțin, iar prețul cărnii și noi, prelu din informații de afară, am spus că o să scadă acest preț. Pentru consumator nu are cum să fie altfel decât bine. Pentru procesator e la fel bine, pentru fermierii crescători de suine iar rău, pentru că oferta este foarte, foarte mare și le e greu să vândă. Ce o să fie la anul, să vedem, însă preconizez personal că această supraofertă de carne va crește, mai ales în condițiile în care veți vedea tratatul Mercosur va fi forțat să fie adoptat cât mai repede, chiar dacă Veronica v-a spus la începutul emisiunii că sunt niște probleme acolo, se întârzie adoptarea lui. Carne în Uniunea Europeană și deci în România va fi, să vedem ce va mai fi în curând. Sărbătorile or să vină, or să fie, sunt sigur, în destul lapte, până una alta să fim foarte atenți la sănătate. Să ne vedem sănătoși și săptămâna viitoare. A dumneavoastră, Ilie Stoian, vă spune la revedere, oameni buni!